Jucătoarea de tenis cu origini mușcelenera, Luca Ioana Olaru, revine încet, dar sigur în centrul atenției. Sâmbătă alături de partenera sa, Rusoica Valeria Solovieva, a câștigat proba de dublu din cadrul turneului de la Nürnberg în Germania, dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Olaru și Solovieva au învins în finală cu scorul de 2 la 6, 7 la 6, 11 la 9 în tie break după aproape două ore, chiar favoritele numărul 1 ale turneului. Pentru acest succes, Raluca Ioana Olaru și Valeria Solovieva au obținut un cec de 9.000 de euro, dar și 280 de puncte în clasament. Pilotul român Robert Vișoiu a câștigat duminică prima cursă de GP3 din cariera reușind să se impună în manșa de sprint desfășurată pe circuitul Ricardo Torno din Valencia, scrie prosport.ro. La 17 ani, pilotul cu origini mușcelene nu avea nicio victorie în carieră în GP3, cea mai bună clasare fiind locul 2 obținut anul trecut în cursa de sprint de pe circuitul de la Catalunia. Duminică, Robert Vișoiu s-a întrecut pe sine și a reușit cea mai bună performanță din carieră. Românul a plecat în pole position și nu a mai cedat prima poziție, reușind să se impună cu 7,7 secunde în fața finlandezului Aro Vainio. În clasamentul general al sezonului, în GP3, Mușcelanul ocupă poziția 7 -a cu 21 de puncte la 34 de puncte de lider.